Și bună seara din nou. O altă zi, o altă rutină, să zicem așa. Ne pregătim încet, încet să mergem la baie, să ne spălăm pe dinți. Să vedeți pe Otilia ce comic se spală. Ea mănâncă pasta de dinți. Și acum o descoperi pe... Dai, pusi! Pe Tom! Pe Angela sau cine asta? Pe Tom! Și acum se distrează ele maxim. Da, și urmăream și eu serialul meu de pe Netflix, cât am avut liniște. Și încet, mama, încet că vă loviți. Și mergem încet, încet, să mă demachez și eu, să ne punem în pijamale. Deci pămătuful meu ăsta nu-și mai revine, trebuie să-l tai neapărat. Dacă unde soțul... Divorțează de mine. Nu chiar. Șefii, mai încet un pic, te rog. Dă și ei un pic, să nu plângă. Încet, 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 încet. Otilia, încet, încet, văd că nu mai tușește așa mult. Uite pe ce a apucat. Astăzi mi-a dat, nu știu cu ce, să faci rău așa. Da, azi am puțin, am făcut. Asta tot îmi dă cu coloană cu cap. Da, o dat, pentru că eu am umblat la sertar de am modificat acolo. Stai, Ștefi, Ștefi! Am puțin modificări. O să vi le arăt și vouă. Otilia, dar nu-i telefon, mama, gata! Asta e meu! Credeți că la mine e roz? Sau că e frumos? Totul nu. De-aia nici n-am deschis camera până acum, că a fost un haos total. Ștefania, m-am certat cu ea acolo. Aia azi am avut curățenie, ca asta, seara la fel, ia uite, i-am făcut cort azi la Otilia, i-am pus o plăpâneară. De desubt, acum se urcă peste Ștefi acolo. Așa arată. Nu mă mai stresez, că nu are rost. Haideți să vă arăt în bucătărie ce am făcut și după aia o să le iau la baie să ne spălăm pe dinți și să ne băgăm în pijama, că eu mă simt așa incomod. Aici sunt! I'm not going anywhere! I'm here! Hai, cum? Hai la bucătărie! Da! Vine și domnișoara cu mine. Acolo. Și să începem cu începutul. Floarea aceasta era într-o bibelou de Halloween, l-am scos, l-am pus aici. O să-mi dea niște floricele proaspete, după cum se vede. Da, mami! Floricica am ridicat-o de acolo de sus, unde era, vă arăt imediat. Asta e o halbă de bere, dar eu mi-am pus ustensilele mele pe care le folosesc. Hai la mama sus, hai! Hai sus! Iar aici sus e un set, mai am restul în dulap. Aici e un set chinezesc, după cum se vede și se apreciază. Este așa pentru pus lapte, când îți pui, când vine cineva și pui în cafea să nu torci cu cutia și ceștile. Apoi aici mi-am aruncat florile astea, erau moarte deja și a trebuit. Și cam atât avem. Cum, Otilia? Ce ai făcut tu? Ce ai dat la Ștefi? Când vorbeam... Opa! Înainte să ne spălăm pe dinți, ia, Otilia, mama, Ștefi, ține tu paharul, mami. Ține tu alea. Uite că îi curge din meclă. Îi băga Suzeta, au văzut că îi dau și la Ștefi să mânce din iaurtul ei. Și ca să nu-i mai dau la Ștefi, eu băga Suzeta în gură, numai să-i închide gură. Ce-o fi zis, mă, dacă îi dau Suzeta, nu-i mai bagă, că e ocupată. Hai, grasule. Apoi mergem să ne spălăm pe dințișori. Da. Deschide. Și ălalalt. Deschide, mama, și ălalalt. Îți deschide Ștefi. Ăsta-i de chepșune. Mi-e place ăsta mai mult de plastici. Da? Gustul ăsta, să vezi. Ce la ea. La noi nu e întuneric în cameră, avem veioza acolo. Ador lumina asta așa caldă, mie nu-mi place. Otilia, nu-ți văd gura, mama, ți-am băgat și în nas. Na, se mai întâmplă. Ștefi, uite ce...
Oi, ce flămândă-i, bă, frate. Ștefi, încetează, că te-am văzut. Ștefi, te-am văzut. Dar încetează, mami, că este linguriță, ia. Ia cum se uită. Vreau să spun că îmi place lumina asta caldă, așa, care o dă veioza. Nu-mi plac luminile alea puternice. Nu e vorba de cald. Ia. E o lumină așa plăcută la ochi, nu e urât. O, mamă! Nu, mami ea. Otilia? Ia să vedem. Vrei să ții pentru mama? Nu! Cine? Ștefi. Da, tu cum ține ea. Cine are temă? Acum bagă și ea degetul ca ea. Na, vedeți ce-a învățat de la Ștefi? Otilia, nu-i voie. Gata, Ștefi. Și că n-am mâncat tu acum. Ia linguriță. Hai și după aia să aruncăm. Ia-i cum se uită la ea. Te-am înjurat dacă m-am gândit, cred că... Aoleo! Dar la aplicație. Hai, Ștefi, periuță. Mami se spală după aia, că mami n-are timp. Ia uitați-o pe Otilia. Odil, Nixul. Ăla iată, păi ia și pe ăla, mai ușor. Dacă i-am dat apă rece. Ștefi, e sub tableta. Așa, uite, îți pune mami pastă de dinți. I-am pus, e transparentă, nu se vede. Freacă dinții. Și dinții de sus. Nu-i place. Natura Cosmetic Kids Zahngel Schutz von Karie. E un gel transparent, nu se vede. Vrei să pui și tu asta? Că nici nu l-ai probat ăsta, era pus sigiliu. Na, hai, Otilia! Ne, lasă-ne scurgere. Hai, spală dinți, hai cu mama. Ia, uite-te aici, uite-o pe Otilia aici. Uite aici, unu, cum se spală Otilia pe dinți? Ia. Hai. Hai, spală-te și tu ca Ștefi, hai. Hai, spălați-o pe dinți. Hai, Otilia, nu mai spăla paharul, că-s periuță. Bagă aici în pahar. Bagă apă, așa, și spală dinții. Spală dinții acum. Acum dinții. Are momente când vrea, are când nu vrea. Ia, Ștefi. Ștefi e mai mare. Nu te vezi. Fie că vine și măsările și între dinții aia unde ți-a crescut ăla acolo. Invers așa. Încet, crezi că curte pe bluză, pe haine. Te gândim, trebuie să-ți pun babețică, ăi. Păi, nu-i copie. Otilia, ne spălăm pe dinți, mații. Hai, spală dinții acum, ha. Nici o șansă cu ei. Cu ea, de fapt, nu cu... E bună pe pasta asta, mamă. Deci că are gust de bubblegum. Da, da, păi cu asta o să te speri. Că mai avem o periuță și nu îi place. Da, și asta e bună, că și aia nu-i place. Și asta te place. Ia, pune și tu de noastră. Ia. Hai, spălă dinții cu asta. Ei, mai dat-i gata. Deschide gura, mamă. Uite-o, mă, că înghite ghiuveta, mă. Treci. Și până ele se spală aici. Da-da! Unele dintre voi m-ați întrebat ce parfum. Ăsta, ce l-am din România, când am luat în vară. Și încă mai am din el un pic. Nu ies prea des și când ies mai uit. Așa că ne-a ajuns. Să văd data viitoare cum ce mi au. Când se termină încet. Otilia, te-ai udat toate, mați. Otilia face show aici.
Pardon! Otilia, gata că ia pălece, gata? Da, gata, Otilia, hai, te-ai spălat pe dinți. E bun, da, hai. Gata, aștept, îți trebuie apă, ia. Gata, nu? Te-ai spălat? Da, bă, la ce nu? Spală-te, ia. Mați! Otilia, eu nu mai știu pe cine să strig. Mați, Otilia, mați, Otilia. Gata, gata, că nu știe ea să oprească și vine aparece. Gata, Otilia. Ia, șterge-te. Otilia, hai să te fii în pijamale, da? Hai. Bamba. Uite pe Otilia acolo. Ia, fă-i ceau la Otilia. Pa, pa. Pa, pa. Otilia, las că o să vin să adun. Da, 2 minute de liniște mă costă curățenie. Da, dați-mi eu lucrurile. Da, vin acum. Am fost întreruptă. Papa frumos, da? Iar acum, seara, am să încerc acest hrănic un gluc. Așa, este de curățat. Eu zic că se vede destul de bine. Acum să vedem. Mă frecuie pe față și după aia trebuie să... Ia uitați cum mi-aș sta cu cordeluța. Că eu aici asta mi l-am tăiat scurt. Că am vrut o schemă să fac. Din nou întreruptă. Bun, unde rămăsesem? Ăla încă nu l-am adunat. O să le fac, cred că, în seara asta. Bun, ignorați. Ce zicea o mămică de aici, de pe canal? Că să-mi pun o cordeluță așa. Dar nu stă, pentru că asta era tuns șmecherește, că am fost tunsă periuță, scurt. Și acum, ia, uite ce urât se vede. Crescut urât. Dar dacă îl dau așa, dar nu știu cum să-l fac. Bun, cert e că trebuie să-l prind sub. Stați așa să văd. Mobilă de prins, părul de pe la fete. Și să ne apucăm de machiat. Asta nu-mi place, urăsc. Dacă asta e să mă întrebați ce urăsc cel mai mult, că arăt urât după ce mă demachiez. Pixuri și când îți trebuie un pix, nu-l ai. Stai aici frumos și te joacă. Da, Otilia este în care îți prezentă. Hai de obicei. Hei! Ștefi! Mai fă vlog, Andreea. Unde mama? Ce? Vazelină, crema mea vazelină. Da, e pe parte în sufragerie. Pe canapea. Iar aici am tot de la Avon. Am primit-o de la cineva, e derma. Este în sufragerie, pe acolo mă duc. Și mă dau și cu asta. Dar... Dar să dă și cu chestia asta. Dar nu dau mai bine cu asta, că e mult mai usuroasă. L-am arătat eu astăzi.
Simt că fața după toate astea a zis așa. Ștefi, vii puțin aici, te rog. La mami, asta o aruncăm. Da, mami? Danke! Pune astea acolo. Pune-le acolo. Danke! Otilia! Zi, Otilia și... Ștefi! Și Ștefi și Otilia sunt două. Eu nu așa. Uite că mă și sperie Ștefi, încetează, mami. Așa văd eu. O altă rutină. De la nebuni. Asta e. Mă, să vă arăt cum fac ele baie. Se prostează, de fapt, în seara asta, că n-are rost. Otilia? Deci nu pot să cred. Hai, Otilia, la pijamale. Nu știu cât dintre voi aveți treaba asta, dar la mine. Să vedem ce nu care... Nu mai am pielea, dar nu scapă. Stai să nu vă loviți. Și ia uitați ce mi-a făcut când eu eram la baie. Da. Au vrut să mănânce. Lapte cu cereale. Numai lapte cu cereale n-am mâncat. Ia uitați aici. Mă doare capul. Ia uitați. Asta trebuie să... braz și toată e uscată și de la vânt și frig, iar crema asta este foarte bună. Așa e, Ștefi? Da. Crema cu care te dai tu e foarte bună, așa e? Da. Aici este și Ștefi. Hai să o pup pe Otilia de noapte bună. Da, am arătat. Hai. Și lăticul. Da. Otilia. Da. Gat. Gat. Hai, Ștefi. Hai, dă-i pusi la Otilia. Ștefi, hai de pusi și noapte bună, că e ora 8 deja și 10 minute. Spune pa, la Ștefi. Spune peste lapte, Ștefi. Pa, pa, noapte bună. Trimite pusi. Pa. Gata, mergem la nani, Otilia.
familia. N-am mai putut să vă filmez pentru că am rămas doar cu veioza pe cameră și nu se vede atât de bine. Dar este ora 10 fără un sfert. Eu mi-a rămas mie în cap că de câteva zile vroiam să curăț frigiderul. Așa că nu mai am multe în el, nici nu am prea cumpărat pentru că vreau să-l curăț ca lumea. Dar doar frigiderul, congelatorul este prea plin și nu se merită că nu are zăpadă, nu are probleme, nu are nimic. Gheață, mă refer, nu zăpadă. Sunt un pic roșu că e cald în cameră. Am dat acum termostatul mai încet. Că pe timp de noapte nu trebuie foarte cald să poți să te odihnești. Bun, în concluzie, trebuie să-i dau drumul la treabă pentru că nu pot. Dacă ceva îmi pun în cap, nu mai scot. Trebuie să o fac. Și da, am zis că era cald în dormitor, în bucătărie, noi de obicei nu dăm drumul la cald, mai fel. Și mi-am luat geaca asta, bluza asta, flanic, asta așa pe mine, ca să nu fie prea nu știu, mi-e fric, deși n-am șosete în picioare, da, că am venit din pat. Dar bun, vreau să mă apuc și vreau să-mi organizez puțin, așa, în mare. V-am zis, n-am cumpărat, nu mai am multe frigideri, dar vreau să-mi pun așa niște coșulețe, niște chestii. Să pot să mi le găsesc mai ușor. Și uitați că vorbeam de organizat. Mi-am pus și aici, asta nu era. Mi le-am organizat cumva. Dar ce credeți că mi-a dispărut acela de făcut usturoiul, cum se spune? De pisat usturoiul, chestia aia. La, am de acasă, din România. Și nu-l găsesc. Știu că s-a jucat Otilia cu el. Dar unde e... Ca și pompița aceea, furtunașul acela ce le legi la aspirator și tragi mucii din năsuc. Și cu ăla s-a jucat și nu mai știu unde este. Așa că, pe ce pune Otilia mâna și pe ce ascund eu să nu prindă ea, numai Jesus să-l mai găsește. Câteva ouă, iar începem așa. Mi-am propus ca pentru iaurturi să am caserolă. La fel pentru brânzeturi, iar aici va veni, o să caut pentru mezeluri, sau cel puțin cred că mezelurile vor sta aici până voi avea legume de adus. Dar deocamdată aici. Până voi găsi o caserolă să le pun așa. Și iar aici am toate borcanele cu sosurile începute, pentru că nu pot să le țin afară că se strică. Am hrean cu smântână, hrean zi. Pardon. Iar aici am cutiile de lapte, cutie de roșii, asta așa, și cutia de margarină. Pentru că v-am spus, da, trebuie să mai fac. Și cu astea fiind spuse, cam așa arată frigiderul. Thank you.
timp spuse, asta a fost rutina mea de astăzi. Din seara asta. Să spun așa, pentru că în fiecare seară am vase de spălat, vreau să mi le pun la rând, nu dimineața când vin, mă doare capul, nu știu pe ce să pun mâna. Acum stau liniștită că am făcut frigiderul și mai am microunda mâine seara. Dacă nu reușesc mâine pe zi cu Otilia, precis o să fac mâine seara, dar o voi face. Și pentru că sunt gonită, am venit soțul în bucătărie, vreau să fac, cum îi spune, încheiere și tartajul se augură de ceai de la știe. Ok, vreau să fac încheierea acestui vlog, acestei rutine. Sufrageria, să știți că arată decentă față de alte serii. Nu mai am niște hăinuțe împachetate acolo, dar ok, nu mă rămâne decât să vă mulțumesc că m-ați urmărit și ați ajuns până la final și vă apreciez. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru mesajele de la vlogurile anterioare și aveți grijă de voi. Ne revedem la următorul vlog. Pa, pa!